Zeci de șomeri olteni vor beneficia de cursuri gratuite de calificare în diferite meserii în luna octombrie. AJOFM Olt va organiza 5 programe de formare profesională. Meseriile cele mai solicitate pentru care se vor organiza aceste programe de formare profesională vizează calificări precum expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene, operatori introducere, prelucrare și validare date, lucrători în comerț. În primele 8 luni ale anului, sute de olteni au urmat astfel de cursuri, iar cei mai mulți au fost încadrați în câmpul muncii. În perioada 1 ianuarie-31 august, prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, au fost organizate 11 programe de formare profesională, la care au participat 181 de persoane în ocupații precum lucrător hotelier, manicurist-pedicurist, lucrător comercial, administrator pensiune turistică, bucătar, îngrijitor copii. În aceeași perioadă au fost încadrate 178 de persoane ca urmare a absolvirii cursurilor. Pentru toți șomerii indemnizați sau neindemnizați, cursurile de formare profesională sunt gratuite, însă ele pot fi urmate și de alte persoane contra cost.